Bilet cotă 30 analizat pentru voi, prieteni, deoarece Superbetul are o problemă de vreo 4-5 ore cu mentenanța. Am decis să-l crez la GetBet. Toate grupurile sunt blocate practic cu această casă de pariuri când face o problemă. Nu s-a postat nimic să vă repostez biletele celor 15 maestri pariori, așa că cel mai probabil le voi posta direct pe comunitate, pentru că n-am să mai fac al clip azi. Da? Intrați pe comunitate, de dimineață până seara sunt biletele postate ale celor 15 maestri pariori. Dar să trecem peste asta, am pregătit un bilet la GetBet, pasul 22 din proiectul 4, 42 de pași, proiect sau strategie, cum vreți să-i spuneți, care este câștigătoare 8 sezoane consecutiv. Așadar, suntem în sezonul 9, am ajuns la pasul 22 și de ce nu mai avem uh, puțin și cred eu că bifăm și pasul 9, uh, strategia cu sezonul numărul 9. Bun, avem uh, un bilet care se întinde pe câteva zile, Valerenga 2 în uh, divizia 3 -a din Norvegia joacă cu Brad Vag, Valerenga înscrie o medie de 3 goluri pe meci și primește 2 pe teren propriu. De aceea mizez pe un peste 2,5 goluri în meci, cotă 1,30. Avem apoi din uh, Islanda un meci, Reja peste 2,5. Au fost mereu meciuri spectaculoase. Benfica să înscrie cel puțin 2 goluri împotriva lui Midland din Danemarca. Asta mâine. Apoi, poi mâine, cred eu că siguranța zilei este Gil Vicente cu Riga pariul se rambursează 2 adică la victorie la egal pariul se rambursează merge doar victoria pe Gil Vicente bun FCSB nu pierde la Dunja Strada sau cum se numesc ei Steaua Roșie câștigă în handicap cu Pionic Vikingur cu Legnir unul solist. Fenerbahce nu cred că mai poate face greșeala de, de, data trecută să iasă și din Conference League. Știți cu toții, trupa lui Mircea Lucescu a eliminat-o din Champions League. Zurich bate pe Linefield, o echipă care a încăsat 8 goluri de la Bodoglim în Champions League. Și Olimpiacos, bineînțeles, trebuie să, câștive, să câștige la zlov, acasă cu Zlova în Bratislava. Prieteni, Codul aveți sus acolo pe 49064497 linuță 72944, da? Getbet. Cine nu are cont la Getbet, apropo, vă las în link un comentariu unde puteți să luați 35 de lei fără depunere, mai ales că Superbet acum are niște probleme. Puteți accesa linkul, vă deschideți cont, luați 35 de lei fără depunere, fără nimic. Ok, vă salut și ce să zic? Să avem verde!